Neața, dragilor, am căutat de a fi rapăr toate miturile despre peruci, sunt gata să vi le vărs și vouă. Spre exemplu, unul este că nu poți purta o perucă pentru că e greu. Să știți că nu se simte decât ca o pană. Este foarte ușoară și, mai ales pentru că este din fir natural, este foarte comod să porți o astfel de perucă și îți schimbă look-ul în totalitate. Și o să vă mai vorbesc despre alte mituri cu Sabina Stoica, care de 9 ani aduce peruci în România și a văzut deja cum s-au schimbat percepțiile românilor față de peruci. Neața, Sabina! Neața, Adina! Bine ai venit la noi! Chiar în ziua asta specială de Ziua Internațională a Perucii, nu știu cât este de cunoscut în România, dar noi ne dorim să facem cât mai cunoscut această sărbătoare, pentru că este un mod foarte drăguț de a aduce bucurie în viață, prin măcar într-o zi în care să fim cine vrem noi să fim. Fie că vrem să ne costumăm sau că vrem să ne schimbăm look-ul, să purtăm toți cât sau toate câte o perucă. Într-adevăr, așa se marchează Ziua Perucii. Am citit pe internet. Astăzi îți pui o perucă, faci o poză și îți anunți prietenii că ți-ai schimbat locul. Cine știe, poate să fie o glumă. Uite, dacă lumea nu te-ar fi cunoscut pe tine, ar fi zis că este părul tău natural. Este totuși o perucă din păr artificial. Spune-mi dacă este greu să-ți atașezi o astfel de perucă, durează mult, e greu cu întreținerea, care sunt cele mai frecvente mituri? Toate aceste trei lucruri pe care le-ai spus, într-adevăr, sunt niște mituri foarte frecvente. Toți clienții noștri, când intră în magazin, ne întreabă sau când intră pe site, este greu să îți pui o perucă, că îmi imaginez, adică n-am purtat niciodată, nu știu cum este, ce fac cu părul meu, cum păr. Dar este foarte ușor. De exemplu, da, într-adevăr, eu am acum o perucă, este din fibră sintetică, este lucrată manual, imită foarte bine creșterea firului de păr și mi-am făcut și două codițe împletite ca să o fac și să arate cât mai natural. Cu siguranță sunt foarte multe lucruri pe care le putem vorbi despre peruci, însă am aflat un lucru, dragilor, chiar contează mărimea părului atunci când vorbim de prețuri și am aflat, Sabina, că ai avut și peruci de până la 8.000 de lei. Exact. Iată, contează cât de lungă am părul atunci când scoți cașcavalul din portofel. Contează, mai ales dacă este din păr natural. Părul natural este foarte scump. Bine, mulțumesc tare mult, Sabina. O să revenim, dragilor, să vorbim despre ce se mai poartă când vine vorba de peruci, pentru că, vedeți, sunt într-un magazin unde există sute de modele, foarte multe nuanțe, foarte multe culori și texturi, păr natural, dar mai ales artificial, care poate fi purtat cu orice ocazie. Astăzi, de Ziua Perucii în mod special. Cam atât de aici.